Iată, am ajuns din nou pe malul Someșului, la Cluj, și aici am descoperit o locație absolut superbă, foarte altfel decât marea majoritate a locațiilor, face cumva un pas și iese din rând, și asta datorită preparatelor pe care ei le au. De ce zic asta? O să vedeți în următoarele 20 de minute. Samsara Food House este locul care ne găzduiește. Vizionare plăcută vă doresc! Alin, Samsara Food House, am zis, iese din rând, un loc foarte frumos, dar hai să ne lămurim, de cât timp deschis aici, ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce Samsara este altfel decât marea majoritate a locațiilor din Cluj, prin ce v-ați făcut atât de cunoscuți și de iubiți între clujeni în primul rând? Așa este, mă bucur că ai punctat și tu, Mircea, faptul că suntem altfel, suntem diferiți față de ceilalți. Cam de acolo am și pornit proiectul Samsara împreună cu proprietarul acestui local, eu sunt managerul localului. Din 2013 am avut ideea de a face un altfel de local, de a veni în întâmpinarea clujenilor. Poate că la început am părut așa cumva a fi extremiști în ceea ce facem. Nu încercăm să facem decât să dăm oamenilor un echilibru, să încercăm să ne acomodăm pe stilul lor de viață. Știm cu toții că practic de multe ori ora asta 19 este ora când intrăm în casă, nici de cum să ne așezăm la masă. Alții abia se trezesc la ora 19, nu e problemă. Iubitorii de after hour, ora 19 este de cântat de cucurigu, știi, de cocoș. Corect, da. Atunci noi venim în întâmpinarea asta de a oferi un echilibru. Am apărut printre restaurantele din Cluj, încercând să echilibrăm. Nu, adică încercăm să facem asta și sperăm să reușim să echilibrăm multitudinea de restaurante pe aceeași direcție până la urma urmei în Cluj.